Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este duminică seară, suntem alături de Dragoș Iliescu, șamanul nostru, terapeut, scriitor, maestru în problemele de sănătate, le-aș spune de data asta, în problemele de tratare cu ajutorul sacroterapiei și cu ajutorul produsului minunat pe care Dragoș îl produce cu ajutorul ormuțului. Astăzi, Dragoș a propus să vorbim despre inițiere în secretele dacilor, despre ormuț și iluminare. Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație din nou. Eu îți mulțumesc. Și așa, și da, e un subiect interesant pe care îl vom dezvolta foarte ușor. Dacă ne gândim la iluminare, ne gândim la ce? La lumină. Ce face Ormus? Ce e Ormus? Că vorbim de câțiva ani buni noi de Ormus. Chiar un deceniu. Dar de multe ori chiar și eu uit. Adică îl iau ca atare, m-am învățat cu el, aduce stare de calm, chiar azi vorbeam cu cineva, mi-am dat cuiva, zic, ia domne, știu, că e stres prea mare în ziua de azi. Nu îți face nimic, este netoxic, microbiologic pur, este un aliment până la urmă, nu vă feriți. Și a luat, și are pe birou și ia și praf și lichid. Și după 3 zile așa îmi spune, nu știu, dar sunt mai calm. Nu sunt mai calm și pot să duc mai mult așa la ce probleme sunt, n-am nicio treabă. Bun. Păi efectul de observator se numește ăsta, în momentul în care emisferele cerebrale, că am mai vorbit noi și emisiunile trecute, intră într-un echilibru, adică lucrează cam la același tip de energie, de forță, atunci tu calculezi și în același timp meditezi și practic îți trăiești viața, cum să zic, mai puțin agitat. Dacă emisfera stângă e foarte agitată, pentru că în ziua de azi asta e agitată, că suntem forțați de ceas, suntem forțați de griji, de astea, problemele lumești, iar cea dreaptă nu are activitate, de fapt nu că nu are activitate, nu are energia ca să, să facă și ea treaba ei, care înseamnă, stai frate, că nu moare nimeni astăzi. Mai vedem până mâine, asta ar fi ca și cum încredere. Stai așa, că astăzi am ce mânca. Mâine e altă zi, poate nu mai e. Eu trăiesc în situația de anxietate, ce-o fi, mamă, cade drogul de seară, sau trăiesc în depresiile trecutului și traumele trecutului. Și atunci, astea toate sunt din cauza unei slabe activități a emisferei drepte și ori ești în trecut, ori ești în viitor, mai în prezent ești. Pe când ormul se hrănește, glanda pineală, de fapt asta face și pituitară, o hrănește. Da, o hrănește. Ce o hrănește? Adică o alimentează. Cu ce o alimentează? Cu un microcristal numit ormus, oligoelement, puteți să-i spuneți fără teama de a greși. Oligoelementele fiind elemente foarte mici, minerale, în formă foarte mică, care ajută la metabolismul uman și metabolismul vieții în general. Și sunt toate din tabelele Mendeleev, prezente în noi și în tot ce se mișcă. Și atunci, în diferite proporții. Atunci știm noi că avem de a face cu un microcristal sub formă nanometric, mic, care totuși e cristal, adică aduce lumină, acumulează lumină, lucrează cu lumină. Și o predă acolo unde este nevoie, respectiv în creier, majoritatea ajunge în creier, că de aici e toată treaba. Creierul nostru lucrează cu lumină, tot corpul lucrează cu lumină și cu curent. Și în momentul în care el se depune, practic, în glanda pineală și în glanda pituitară, o să înceapă să avem o, cum să zic, un echilibru mai bun, o funcționare mai bună a creierului, care va duce spre echilibrarea emisferelor cerebrale, adică dacă am vedea pe aparatură ceea ce s-a și făcut, există studii pentru pe acest subiect, al aurului monoatomic. La un institut din Elveția, Alpha Learning Institute, au făcut pe un eșantion de 17 persoane, sau nu știu câți au avut, și mari și mici, sau nu, erau 50 de persoane, de la 17 la 60 și nu știu cât, și au vrut să vadă cum reacționează pe aparatură ingestia, consumul de aur monatomic, și s-a constatat această creștere mai rapidă la început a activității emisferii drepte, până s-a echilibrat cu cea stângă,
Și apoi au crescut împreună, dezvoltându-se cu totul activitatea cerebrală, dar într-un mod echilibrat. Așa că de aceea avem noi efectul ăsta de calmare, dar în același timp gândire mai logică și mai logică, dar și mai emoțională, sentimentală, sufletească. Din punct de vedere al gândirii sufletești, o să avem o credință, apare fenomenul de a crede. Nu știu de ce crezi că credința nu are demonstrații, dar încep să poți să crezi mai bine. Și mai ales pentru aurul dacilor, adică praful, forma de praf a ormusului aurul dacilor, este altfel obținută și are calități, să spunem așa, mai mult spre echilibrul emisferelor și al dezvoltării conștiinței și conștiinței pentru rugăciune, pentru meditație, pentru apropierea de zona asta mai fără explicații, așa care se cheamă credință, și nu că celălalt n-ar face, dar celălalt face mai mult bine pentru reparațiile de materie, materiale și o parte spre conștiință. Deci cum să zic, o variație între cele două sau în același timp ar fi completă. Bun. Tot ceea ce se poate face din punctul meu de vedere și din ce pot eu să fac. Bun, și avem deci echilibrul emisferului cerebral în pineala, dar odată cu pineala mai vine și serotonina, un sentiment de fericire, fără motiv. Noi trebuie să fim bucuroși fără motiv. Nu ne trebuie motiv să ne bucurăm. Atunci deja avem o problemă. Mă duc să mă distrez. Păi tu, în momentul în care zici că trebuie să te duci undeva să te distrezi sau să faci ceva și nu ai acea senzație în tine, orice ai face și oriunde ai fi, e o problemă. Tu stimulezi atunci mai mult prin adrenalină și surpriza aia care te așteaptă acolo, zici tu că te așteaptă să te distrezi, o senzație de bucurie care ți-o dau niște endorfine din cauza activității care o faci acolo. Poate fi și bârfa. Bârfa creează endorfine. Dar după aceea plătești, la fel este și cu alcoolul, exagerat, la fel este cu toate. Cu sporturi extreme care, da, solicită. M-am chinuit cu motocicleta pe pădure, am sărit cu parapanta, m-am chinuit pe valuri. Deci toate astea, încercările astea care ți le autoprovoci, sunt pentru adrenalină. Și într-adevăr te simți mai bine. Te simți că te distrezi, însă ar trebui să ai aceeași senzație tot timpul, ca și copiii, ei se bucură în continuu. Și această senzație ți-o dau și aceste elemente monatomice, pentru că îți aduc lumina necesară producerii de neurotransmițători specifici stărilor de bucurie, care sunt serotonina, poate fi și melatonina și poate fi și dopamina. Și ar mai fi și oxitocina pentru iubire, că tu trebuie să și iubești în același timp, te bucuri, dar și iubești universal. Și altă stare, starea de maestru așa numită, se dobândește mai ușor dacă ormusul este prezent și înțelegem ceea ce înseamnă ormus și elemente monatomice, sau consumăm niște alimente sănătoase care conțin foarte mult ormus și noi suntem practic atașați de ele, cum ar fi suc de aloe vera, gelul ăla conține aur monoatomic, cum ar fi suc de morcovi, rodiu, cum ar fi multe alimente, mai ales sucuri obținute din legume, că legumele stau în pământ, pământul conține ormus, din pământ vine și ormus prin ape care se mineralizează sau în mod direct. Și planta la fel face, absorbe de acolo elemente monoatomice și noi dacă facem un suc de morcov sau de sfeclă sau de țelină, o să avem mai multe diverse elemente monoatomice și diverse elemente monoatomice în acel suc. De aia sunt și atât de căutate în oboseală, în boli degenerative, te reconstruiești. Dar faptul că te simți bine până la reconstrucție, după un astfel de suc, te simți bine imediat aproape. Și acel bine este din lumina care o conține și lumina este magazinată în microcristale numite ormus. Bun. Și mai avem glanda pituitară, că ziceam noi să vorbim un pic de clarviziune. Și cum influențează ormusul clarviziunea, este, din punctul meu de vedere, următoarea explicație. Glanda pituitară este în spatele ochilor, de mărimea unor boabe de cafea, două boabe de cafea, cândva și că mai au un lob care este atrofiat, e mai mic, nu funcționează, dar eu nu cred, trebuie doar să-l reactivăm, care era ochiul reptilelor,
dezvoltat și vedea un infraroșu și așa ar fi un organ pentru alte tipuri de vedere, infraroșii, raze X. Dar oricum această glândulică mică, glânduță, care este al treilea ochi, acesta este al treilea ochi. Avem doi ochi care se văd și în spatele lor al treilea. La este glanda pituitară sau hipofiza. Ea poate fi reactivată. A fost inhibată și poate voi, rasa umană a decăzut și a decăzut și au zis cândva mai mulți. Eu nu mai vreau să văd, pentru că văd și păcatele. În momentul în care tu vezi cu al treilea ochi, nu o să vezi prea mulți îngeri. O să vezi și îngeri, poate. La câte un altar, până la câte un loc sfânt, unde a stat un sfânt, îl vezi pe sfânt, frumos. Dar mergând pe stradă o să vezi multe dihani și multe patimi sub formă urâtă ale oamenilor și activități, că toate vor atrage și atrag o entitate. Și dacă nu există o entitate șef, se creează una. Dacă unul gândește o tâmpenie unică, acea tâmpenie unică la care se va gândi va avea o formă. Și dacă este ceva rău, va avea o formă urâtă. Dacă este ceva bun, va fi ceva frumos. Deci toate gândurile se manifestă într-o formă. Forme gând se numesc. Acum, dacă gândurile astea persistă, ești chiar pasionat, se face din ce în ce mai mare această formă gând și creează practic și un sistem de lucru. Adică cu alte formulițe mai mici de gând, alte gânduri care te-au mai venit colaterale și rămâne șeful, care este gândul principal, se formează într-un anume fel și pe lângă el alte tipuri de gânduri. Și tu dacă nu mai la aia te gândești, ești înconjurat de această creație a ta. Dacă e ceva minunat în care te gândești, Doamne, facă-se voia ta, eu nu vreau să intervin, că orice intervenție a mea poate să strice lucrarea ta. Ce știu eu? Eu nici nu am al treilea ochi deschis. Am și o intuiție, simt și eu, mai mă pricep, dar tu ai mii de ochi peste tot. E circulară, vederea ta este sferică. Nu. Este atot cuprinzătoare și pătrunzătoare. Nu că e sferică. Ar însemna că stă într-un punct și vede de acolo și înăuntru nu vede. Nu, e peste tot. Și atunci, cum să mă bag eu să zic, mai fac și eu câte ceva? Doamne, totul vreau să verifici, totul vreau să validezi și să mă inspiri să le fac cum ai face tu de a fi în locul meu. Eu chiar te las în locul meu, da? Eu ți-am dat voie acum. Intră. Intră, te rog. Dar nu intră în oricine. De-aia trebuie să te rogi mult ca să intre în tine Duhul Sfânt. Mulți ar vrea. Dar, da, și în aceste condiții, deci avem acest al treilea ochi, două boabe de fasole, de cafea. Ochi de fasole la unii care le-au hrănit. Și aceste glande, sau această glandă, hipofiza, este în legătură cu iridiu monoatomic. Dar să nu credeți că doar iridiu are nevoie. Toate elementele monoatomice sunt în componența glandelor, dar unele sunt mai preferate sau au o funcție mai, cum să zic, au un consum mai mare. Deci iridiu se știe că ajută în accelerarea metabolismului sau mai bine zis grăbește lucrurile. Rata metabolică se zice prin anumite studii care s-au făcut în America, vă mai zic, există un site unde puteți să studiați, da? Dar trebuie să știți engleză sau dați cu traducător, că nu mai e cazul acum, că traduce foarte bine. Unde sunt făcute foarte multe studii și sunt de cel puțin 20 de ani acolo. Și or mai fi și acum. Bun. Deci găsim și studii. Ceea ce eu am reținut despre iridiu este că accelerează rata metabolică cu până la 40%. Adică ce se întâmpla în 10 zile se poate întâmpla acum în 6. Cam la jumătate. Bun. Deci de aici câștigăm. Câștigăm și timp, câștigăm și viață. Că noi suntem contra cronometru. Bun, dar iridiul probabil că este folosit cu predilecție aici, în spatele ochilor, pentru că aceste imagini care vrei să le downloadezi foarte repede și să înțelegi și să mai tragi o concluzie, consumă ceva care te ajută să vezi mai repede, să reacționezi mai repede. Că și intuiția până la urmă la un om, că tot intuiția e tot al treilea ochi. Nu vezi, dar știi. Dom'le, Exact. nu spune. Deci eu știu pe asta. Tot de acolo se face, din această glandă pituitară, care de fapt este un director executiv. Avem directorul general, patronul, să zicem așa, care e glanda pineală, care vorbește cu Dumnezeu, care ne ia de la Dumnezeu indicațiile pentru viața ce urmează, pentru absolut tot. Adică ne-ar putea conecta
La matricea divină a ființei noastre, de unde s-ar putea repara până la nivel de celulă, organismul nostru, dar nu doar organismul fizic, ci și modul de a gândi, adică reparații de traume, reparații de mod de gândire, că aici e o problemă. Unul gândește într-un fel, altul în altul. Zice. Unul care, de exemplu, fură, zice că se descurcă. Altul care nu-i place să fure, zice, domnule, tot fur se cheamă. Deci nu vreau să. Înțelegeți? Deci se transformă unul care minte. El zice că nu minte, că adevărul lui e adevărul adevărat și nu adevărul adevărat. Adică modul de a gândi din cauza traumelor suferite se poate schimba și se transformă minciuna în adevăr și irealul în real. Trăim în lumea asta unde oamenii și-au făcut, ziceau Sfinții Părinți, o să ajungeți să trăiți într-o lume unde toți sunt nebuni și tu rămâi cu capul pe umeri și vezi, băi, nu e așa. Și toată lumea te ia pe tine de nebun. Deci, eu zic că am trecut până asta chiar curând. Acum văd că ne revenim iară noi ăștia care am rezistat și rezistăm. Pentru că ceilalți au cam avut dovada că au greșit și cam se vede peste tot. Dar, cum v-am spus, fiecare își apără creația lui. Și o vor apăra cu până la moarte chiar. Deci nu vor recunoaște mulți. Pentru că dacă recunoști, te cheamă că te-ai spovedit, și este calea ta de a te reveni. Dumnezeu nu vrea să moară păcătoșii, ci să se întoarcă, să recunoască și să devină vii, că viu ești doar în adevăr. Dacă vrei să devii nemuritor și să sperăm că reușim, cu mila lui Dumnezeu, să ne mai rectificăm modul de gândire, noi în momentul în care o să fim în adevăr, adică noi iubim adevărul, chiar dacă poate nu-l putem respecta de fiecare dată, dar iubind adevărul și recunoscându-ne, uite, nici de data asta n-am fost 100% corect, dar măcar recunosc și, Doamne, te rog, mâine să fiu o altă zi. Nu trebuie neapărat să le plătești pe toate greșelile care le ai. Trebuie doar să recunoști și atunci se vor anula. Și te trezești că mergi a doua zi mai bine. S-a șters ziua trecută. S-a șters. Totul e o iluzie. Toate faptele noastre, cât de reprobabile ar fi, nu mai există. Înțelegeți? Deci dacă tu din momentul ăsta, da, ți-ai dat seama. Numai că ele se reiterează în capul tău pentru că tu nu ți-ai dat seama și nu le-ai recunoscut. Și dacă nu le-ai recunoscut, să n-ai pe cineva lângă tine care să-ți deschidă capul, să spună așa nu, tu nu ți-ai rezolvat problema cu așa nu, cu fapta respectivă sau cu păcatul sau patima și el este în continuu prezent la tine în cap. Dar dacă tu ai zis gata, stop, e de domeniul trecutului, trecutul nu mai există, eu sunt alt om de aici. Nu stă nimeni să ce ai făcut acum 5 ani. Niciun caz Dumnezeu. El se uită la starea care o ai tu acum. Poate că să mai cer un lucru. Doamne, dă-mi timp să mi le plătesc. Prin alte fapte, că sunt o compensație în viața asta în care nu neapărat dacă tu ai bătut pe cineva, trebuie neapărat să fii bătut. Dacă te ocupi de fapte bune și faci bine, se va anula și nu vei mai fi bătut și tu la fel identic. Dar dacă tu nu faci nimic, mergi înainte, l-ai băgat sub preș și zici că aia nu se șterge de la sine, nu se șterge, o să primești exact ce ai oferit tu. Dar poți să scapi de chestia asta prin schimbarea ta și intervenția asupra Universului prin lucruri bune, pozitive și se plătește ca cu banii. Adică cu banii poți să, cum se zice, banii, zice, mai făcut o greșeală de circulație, da? Hai de cumpărul ăștia, nu știu. Și atunci s-a lovit o mașină cuiva. Nu neapărat trebuie să îți lovești tu mașina, vrei să lovi și mașina ta în același mod. Plătești amendă. Că înțelegeți ce vreau să zic. Amenda e cuprinde fapta, cum ar veni. Așa e și cu asta. Există niște bani, așa zis, talanții sau unități de Duh Sfânt, care le poți acumula prin rugăciune, părerea mea, cel mai rapid, fapte bune. Adică se completează una cu alta și gânduri bune și se strâng acești talanți. Gânduri rele, fapte rele care duc la distrugerea creației sunt, cum ar veni, datorii, sunt cu minus, sunt de plată, ca niște amenzi. E, dacă strângem fapte bune, se compensează. Ideea e să mai ne rugăm când realizăm că avem probleme, Doamne, dăm timp de mântuire. Să am timpul să mi le plătesc. Și gândurile bune, ca să știu cum să plătesc și cum să mă rog și ce să mă rog sau ce faptă bună să fac. Eu știu ce faptă bună să fac.
Și în momentul când ceri, Dumnezeu o să îți dea un înger care te va inspira și vei face tot ceea ce trebuie să faci ca să te ridici. Ca biolog, sunt interesată de medicina alternativă și implicit de bioenergie. Durerile articulare s-au atenuat, au trecut chiar. O eczemă pe care o aveam deasupra gleznei, destul de mare, zic eu, și care m-a îngrijorat profund, a dispărut pur și simplu, s-a uscat și acum pielea este netedă și întinsă, la fel cum era înainte, fără să folosesc nici un fel de tratament. Îl recomand din toată inima. Revenind la Ormus, Ormus, poate ziceți acum, hai domnule, Ormus îmi iartă păcatele. Într-un fel, nu le iartă, dar te luminează să ți le poți singur anula. Dar să știți că într-o oarecare măsură astupă întunericul care l-ai creat prin propriile tale greșeli. Da, pot să spun că Ormus ajută la mântuire sau la reglarea golurilor făcute din propriile greșeli. Nu mai zic că va face un mod de gândire mai bun, care nu-ți va mai permite, fără efort, să mai greșești. Adică simți că nu ai nevoie. Am mai auzit-o și pe asta în viața mea. Mă întreba lumea pentru adicții, pentru tot felul de adicții, dacă e bun, și zic, domnule, veți avea senzația că puteți controla acea adicție. Nu știu dacă până la urmă să scapi, mai depinde și de tine, dar senzația că nu mai ești atât de disperat, sigur. Și cam așa este cu elementul atomic și cu toate celelalte elemente. Deci asta e cu clarviziunea, revenind, sau vise lucide. Un complex de elemente monoatomice poate duce și la vise lucide, adică ți le aduce aminte, măcar că începi să te aduci aminte visele. Și după care, visele lucide se întâmplă de obicei dimineața, deci înainte de sculare, și nu sunt doar niște vise, niciun vis nu e vis. Adică chiar și alea de la începutul nopții, că prima oară intri cu undele teta, după aceea delta și după aceea alfa, asta de dimineață. Și chiar și alea cu teta sunt de fapt evenimente care se petrec pentru spirit. Deci și spiritul dă socoteală la culcare. Dar nu se aduce aminte de alea. Sunt oameni care pot, da. Și alea nu se aduc aminte de obicei. După aceea vin astea la alte, nu știu cum, pentru suflet. Iar astea, la alte alfa de dimineața, între vis și realitate, mai poți să surprinzi niște evenimente care au să se întâmple. De multe ori la mine am reușit să văd astea. Asta spre dimineață. Celelalte, nu pot să spun că mi-aduc aminte, rar te plimbi printr-o iarbă verde, rai. Mai ți-aduce aminte, Dumnezeu mai îngăduiește de pe acolo. Dar pe măsură ce am îmbătrânit sau a trecut timpul, să zicem așa, parcă s-au mai redus visele alea de teta și de delta. Dar revenind noi un pic așa cu aceste elemente la constituența creierului nostru, la constituția, din ce e constituit, începem să mai avem. Am auzit de multe lucruri de astea. Am auzit. Ba chiar și mirosuri au revenit. Oameni care nu mai aveau miros. Deci se lucrează în zona asta senzorială. Lumina face orice. Noi am pierdut lumină de am ajuns să avem probleme și cu toate fizicul ăsta. Nu mai avem mobilitatea care o aveam. Am pierdut lumină la încheieturi. Nu mai avem vederea care o aveam. Am pierdut și lumina din ochi. S-au mai adunat și toxine. Plus că a mai făcut Dumnezeu acest program după 45-46 de ani, unde ne iau un pic din vederea de apropiere, m-am gândit, dar de ce, Doamne? Că e invariabil. Am mai dus-o așa, la 46 am înțeles de la oftalmologi că începe și eu la 50 mi-am dat seama. Deci am păcălit-o câțiva ani, dar totuși, acum am ochelari. Și zic, dar de ce, Doamne? Și m-am gândit, dacă am fost relaxat și mi-am dat seama. Pentru că prea mult te uiți la firul de praf. De-aia. Uite-te și tu la ce frumoasă e viața. Ajunge cât ai fost perfecționist, să fie la linie, să nu știu ce. Dacă vrei să faci o lucrare, îți pui ochelari și o să fie la linie. Dar dacă nu, să vezi așa un Photoshop frumos, toată lumea fără riduri, de apropiere, la distanță oricum le vezi. Deci tot Dumnezeu ne-a dat să ne oprim din pretențiile astea, că după vârsta asta, ia mai gândește-te tu la partea aia, la altă care se poate gândi cu capul, cu mintea, cu ochii închiși. Vezi la sufletul omului. Te mai uită la detalii.
Dar până și asta mai revine, mai ales la oamenii care au probleme cu vederea, nu de vârstă, ci am mai avut niște cazuri. Și am și mărturiile acolo. Chiar aș putea într-o zi oamenii ăștia să cumva să văd cum fac ca să vorbească ei, nu eu. Dar e bine ce mesaj transmit eu acum celor care sunt în primul rând iubitori de Dumnezeu și de credință, că celorlalți ai zice mai mergeți pe calea voastră. Mai mergeți pe calea voastră, care la voi totul trebuie pus pe socoteală, să iasă la calculator. Dacă... Ormusul nu este un produs pentru oamenii care vor să iasă ceva la calculator. E și la calculator, iese, dar mai mult este să ai credință, să simți. Dacă nu-l simți, n-ai ce să faci cu el. Bine, eu cred că ar funcționa, dar cred că îl inhibi prin necredința ta. Cert este că pentru cei care au credință, cei care simt, și cum să zic, au intuiție. Ochiul cel de-al treilea e aproape deschis sau este deschis, dar nu este dat să-i aibă încă imagini, ci simte. Și poate simte și prin tantienul de mijloc, prin inimă oamenii, ăsta e tantienul superior, tantienul de mijloc și inferior. Toate cele trei tantienuri sau minți, cum le zic chinezii, minți, mintea intențională e aici, mintea inimii iubirii e aici, așa e mintea care vezi. Ochiul ăsta poți să vezi clar, băi, eu clar am văzut. Sau zici, inima are și ea mintea ei și zice, inima spune că nu. Nu văd, nu identific iubirea. Și asta la altă spune, eu știu. Nu știu de unde știu, dar eu știu. Mintea intențională. Adică direct pe intenție. E, ideea este că noi compensând, cum să zic, aceste pierderi care le-am avut datorită și auzurii normale, nu mai zic din cauza radiațiilor, nu mai zic din cauza unor substanțe chimice care sunt ca și conservanțe astăzi prezente oriunde și care inhibă ormusul, adică cum adică îl inhibă? Îl transformă din nou în stări metalice, săruri metalice și le eliminăm. Adică efectiv îți ia starea de cristal anumite, de exemplu sulfiți nitriți, sunt un lux. Nu mor dacă mănânci un salam. Dar conține niște conservanți care intrând în sistem și tu necompensând cu cristale din afară, adică microcristale astea monoatomice, când au de ele care sunt peste tot, o să le combine, se combină cu ele și se fac niște săruri metalice mari și se elimină. Și pierzi lumina. Bine, dacă ești un om fericit și care atrage ormusul prin fericirea ta, că se poate atrage și din aură, prin aură. Fiind un gaz rar, dacă vorbim de monoatom, doi atomi la al, deci aurul poate fi și monoatomic și diatomic, doi atomi de aur se comportă ca și unul singur, adică starea monoatomică. Au încă, la doi atomi încă se va manifesta starea monoatomică. Ce înseamnă starea asta monoatomică? Că te vedeți bine că nu e monoatomică, este ci diatomică, poate să fie și cu nouă atomi la rând. Dar au o stare deosebită față de ceea ce noi cunoaștem, forma metalică, care este plastică, care este conduce electroni și care are o masă, adică niște legături mai fixe decât astea. Fixe. Că sunt fixe, plastice, dar sunt fixe. La unele nici nu se sparg, se sparg ca anumite metale, se sparg ca sticla. Bun. Și atunci, noi vorbim de starea asta așa numită monoatomică, care este o stare în legătură puternică cu fizica cuantică, cu chimia cuantică, aș putea zice, sau alchimia, și unde acești atomi nu stau legați prin electroni care se plimbă de la un atom la altul, adică numiți de valență. Ca o forță de sfoară, să zicem așa, ca o sfoară care îi leagă. Ei stau de drag unii cu alții prin forțe magnetice. Și unde e vorba de magnetism, e vorba de dragoste. Deci prin dragoste stă ormusul în praful ăla. Dacă te uiți atent, așa cu microscop, o să vezi, se spune chiar niște catene ADN. Se leagă în formă de spirală. Și la un moment dat, când nu-i place și în anumite condiții, se transformă în gaz rar, adică pleacă de acolo, se dizolvă, se disipă. Și plutește până aer, cum plutește heliu, cum plutește oxigenul, hidrogenul, plutește și doi atomi de aur, ceau. Sau nouă de rodiu. Plutesc, praful are sute de ioni, de materie, de ceva, îl vezi cu ochiul liber. Și aceste elemente monoatomice, odată ce, să zicem, s-au eliberat în atmosferă, în aer, pot fi atrase prin iubire și printr-o stare de bine, de bucurie, în corpul tău, prin aură.
Aura le atrage. Dar dacă aura ta e respingătoare, o culoare urâtă, devenită de la gânduri urâte și găuri negre, poate în zonele unde deja i s-a manifestat boala, acolo, numai cu mila lui Dumnezeu poate să te trimită printr-un înger lumină condensată ca să-ți umple gaura, că se poate și asta. Poate nu știi despre lucrurile astea, dar zici, Doamne, Tu poți orice. Mă doare ficatul, mă doare capul, mă doare mâna. M-am lovit la mână. Ce înseamnă lovitură? Înseamnă un accident, înseamnă o rupere, înseamnă că nu e pus la locul lor acolo. Tu le poți pune la loc. Și atunci, cu credință de a avea, un înger ar veni. Eu sunt convins că ar folosi Ormus ca să facă materializarea, l-ar lua din aer, efectiv. Și ar putea face să crească și o mână tăiată. Orice poate să facă Dumnezeu. Maica Domnului a fost minuni în care un nene, acolo la moartea dânsei, la moarte, la plecare, la dormire, așa, a venit și a vrut să răstoarne coșciugul, ceva de genul ăsta a vrut să facă, și s-au lipit mâinile pe sicriu și au rămas acolo. S-au desprins de la cot. Au rămas mâinile acolo. Și s-a căit și a plâns și a zis, mă rog, și toată lumea probabil că erau miloși, s-au rugat și i s-au pus mâinile la loc. Deci omul ăla a văzut cu ochii lui. Acum lumea nu mai crede în minunile astea, dar cine vrea să caute o să vadă că există această minune. Sunt multe icoane făcători de minuni care n-au fost crezute și au rămas degetele lipite pe ele de la oamenii care n-au avut credință. Chiar una din muntele Athos, știu, mi se pare că dacă nu mă înșel, icoana sau moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevit, român de la Neamț, a făcut o minune de genul ăsta, că tot nu au vrut să-l accepte de sfânt și tot veneau și se certau cu noi, grecii și rușii care mai sunt pe acolo, că și cu ortodoxii ăștia există discuții de astea care nu și-au locul. Și Ioan Iacob era sfânt. Până la urmă știți cine l-a mărturisit pe Ioan Iacob Hozevit? Care e acolo la Hozeva și face minuni. Eu am fost și pe acolo și am văzut minunea. O minune. Am și simțit. Un arab beduin, care l-a văzut pe Sfântul Ioan când se ruga, când era cu un trup și levita. El tot trecea pe lângă grota lui și îl găsea plutind în rugăciune. Și a zis, Doamne, eu am văzut, sunt mahomedan, l-am văzut pe omul ăsta plutind în rugăciune. Și asta se pare că a fost probabil una dintre mărturile cele mai importante și în ziua de azi este considerat sfânt, e sfânt. Da, povești din acestea, dar nu sunt povești, sunt istorii, așa să le spunem, istorii. Iar ceea ce vă spun eu despre elementele monatomice, credeți-mă, va veni vremea când le vom da importanța de împărtășanie cu lumină. Există civilizații foarte avansate care se împărtășesc cu lumină. Cândva și pe Marte se zice că erau astfel de populație, numai acum au căzut. Mulți dintre ei care n-au înțeles nivelul mare spiritual la care se ajunsese, au reîncarnat pe Pământ, avem martieni printre noi. Adică își continuă viața asta, ca să știți, asta cu trupul fizic, nu contează că astăzi mă vedeți așa și mâine poate mă vedeți felin de la, sunt din rasa felinelor, au față mai de tigru, așa, sau chiar și insectoid, sau poate reptilian, depinde unde e misiunea. Nu crede că numai oameni putem fi. Vreau să te întreb, Dragoș, cum ne putem ajuta de Ormus în perioada postului, pentru că pe data de 18 începe postul. Da, da. Și odată Suntem cu acum, postul, imediat. Și postul stă numai în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate. Ar trebui, spunea cineva, să postim de gânduri. Deci ăsta ar fi cel mai eficient pentru sufletul nostru, pentru ceea ce aducem noi celor din jur. Păi da, și eu vă dau și o cale, o tehnică simplă. Măcar în perioada postului faceți abandonul ăsta care îl fac eu. Că e mai ușor decât să mă gândesc la ceva, e mai ușor să nu mă mai gândesc la nimic. Și să zic, Doamne, facă-se voia ta în continuu, în continuu, facă-se voia ta. Dar tu îți vezi de treabă, că doar nu o să stai să aștepți să vezi voia Dumnezeu. Tu îți vezi treaba, dar zici, Doamne, facă-se voia ta. Eu ție vreau să mă ofer.
cu trup, cu suflet, cu spirit, tot, absolut tot. Și ar fi un post frumos din punct de vedere al gândurilor, iar din punct de vedere dacă postim de mâncare, Ormus va ajuta pentru, nu mai zic că e un pic alcalin și alcalinizează și taie foamea, dar este un fel de, nu chiar un fel, este lumină care se predă, care și ea se predă la rândul ei din aliment. Și e o hrană. Îi se spunea hrana zeilor. Ăștia, faraonii, asta făceau, posteau și mâncau niște turtițe din praf de ormus, cu rășină din aceea, dacă o știți, rășina munților, există o rășină care este de pânsânci și se poate colecta și rășină în general și făcea așa numitul brutar în casa aurului. Acesta este brutarul care aduce pâinea faraonului. El este un Homecopotep, nu știu cum îl chema, Homecotep, Potep, de ale lor, care este mai marele în casa aurului. Asta scrie pe o hieroglifă, că avem cărturia și n-am scris-o eu. Am făcut și eu o carte, aceasta, Ormus. Bun. Această carte e făcută citind dovezi, căutând surse, resurse. Și așa s-a scris o carte. Credeți că e vreo carte scrisă din capul unui om? Bine, poate sunt romanele. Asta nu e o carte romană, asta e o carte care poate să te învețe ceva. Și despre geometria sacră, și despre istoria din punct de vedere al elementelor monoatomice, și despre aceste elemente care, uitați cum erau ele, arătate. Sunt cu galben, să spunem așa. Cei cu galben, conul acela înalt, cum l-am pus și eu pe copertă, este Ormus, Mufcus numit. Și despre el se spune așa. Să vedeți ce bine se spune. Ia uite. Dacă am luat în mod constant elemente monoatomice, crescându-ne capacitatea cerebrală în mod uniform și susținut, am urma oare calea strămoșilor? Ei se hrăneau cu pâini făcute din praf de aur monoatomic și rășini, obținând astfel longevitate, creativitate, creșterea percepției și a intuiției și a conștiinței. Toate calitățile necesare conducătorilor erau întreținute datorită așa numitului mufcus sau șemana, acest praf alb pe care îl numeau pâine. De fapt, nu contează cum se chema acest material și nici dacă ei îl foloseau, dacă cei ce îl foloseau știau cum acționa acest material în corpurile lor. Ceea ce conta însă era faptul că el funcționa și că anumite lucruri se întâmplau odată cu folosirea lui. Dispariția preoților în fața mulțimilor, comunicările directe cu divinitatea, transcenderea în momentul morții direct în corpul de lumină, sunt lucruri ce astăzi par irealizabile și chiar incredibile. Așa, și vreau să vă zic despre Omaihotep ăsta, ca să vedeți, uite așa. Bun. Sunt multe referiri în ceea ce privește Mufcus în hieroglifele ce ne-au rămas de la vechi egipteni, una din ele însă evidențiază clar, în cadrul gestiunii averii faraonului Tutmoses al III-lea, faptul că praful de aur alb era catalogat la secțiunea de metal. În planșa copiată de către egiptologul rus Emanuel Velikovski, îl găsim simbolizat sub formă conică, iar alături de el este descris, aceasta este aur, dar îi spunem pâine. Și undeva asta, când v-am arătat acea hieroglifă unde i-a plecat nenea ăla în fața faraonului, uite, deci aici arată treaba cu brutalul, mai mare în casa aurului, uite. Vine cineva cu un con înalt în spate, da? Primul în față e un servitor acolo care probabil că îi dă, nu știu ce, trage de acolo din aia. Până în arghila ceva. Dar în spate e nenea care vine de la casa aurului cu aur monoatomic. Conul ăsta arată și aici, ca să, ce scrie pe jos, pe aici, zice așa. Una din cele mai relevante este cea lăsată de un faraon al dinastiei a opta, care spune: Somehotep duce nobila și prețioasa piatră majestății sale, el este gardianul care aduce pâinea, pentru că el este mai marele în casa aurului. Bun. Și cu astea fiind spuse, egiptenii posteau 40 de zile, că de la post am pornit, și în timpul ăsta consumau aceste pâinici, iar eu am văzut
Adică am auzit de la o consumatoare care a vrut să facă experimentul ăsta, având și o problemă de sănătate mai gravă, ducându-se la Ierusalim, v-am mai spus, a postit și a consumat doar orez și apă. Și s-a vindecat. Practic te vindeci și dacă doar postești, da? Păi dacă mai ești frumos. Așa că acum, cu începutul postului, vom avea și noi, vom face o ofertă frumoasă, promoțională, pentru fiecare produs Ormus achiziționat, va primi un cadou Ormus. Asta, cam în linii mari, este oferta, care va începe cu acest 18, tocmai simbolic, să corespundă cu intrarea în post, până la învierea Domnului, după care probabil că o să mai punem ceva sau oricum nu se va opri până, adică toată luna luminată, cât stă cu noi, energia cristică, pentru ca să înțelegeți, ea se repetă în continuu, timpul nu există. Ce a făcut Hristos acum 2000 de ani este la fel de actual și acum, în acea perioadă, da? Pentru că atunci s-au întâmplat niște fenomene atât de puternice și unice și o vindecare atât de mare la nivel planetar, încât rămâne veșnic. Se reiterează practic veșnic. Numai dacă vrei tu să o anulezi printr-o forță a ta de nihilist, satanist sau ce ești tu, nu participi. Ok. Dar cine crede și participă va primi în acea perioadă energia învierii. Dacă știți de Dumitru Branc, avea chiar o meditație cu energia învierii, o mai facem și noi din când în când pe Facebook când fac eu rugăciunile cu oamenii. Dar atunci eu mai nou, acum am început să citesc Acatistul învierii în perioada aceasta de până la înălțare. E, în acea perioadă, oricum, să știți că alt tip de energie se poate lucra foarte bine absorbind-o. Și deci noi o să continuăm cu oferta elementelor monatomice și în acea perioadă. Deci, practic, la începutul postului până la înălțare, vom avea cadouri și surprize celor care decid să măcar să testeze. Deci, eu am mai spus, numai atât aș dori. Bun, hai să testăm. Sunt niște produse mici, așa, care nu sunt foarte scumpe și care se pot lua pentru 10 zile, ca o probă, și vezi cum te simți. Dacă te simți bine, poate te gândești să continui. Dacă nu, dar nu cred, nu. Nu pierzi nimic, oricum bun este. El acolo undeva se duce unde e bine. Sunt minerale, sunt sănătoase, n-au ce să facă rău. Sunt 100% naturale, deci corpul le recunoaște imediat. Da, sunt, dacă ele sunt partea vieții. Eu acum am și eu un miel. Știți ce am dat prima oară? Ca de obicei. Urmă. El, primul lapte al lui este ăsta. Până îl pun eu la țâță să sugă colostru, să nu știu ce, este nevoie de multă infuzie de lumină, dar un pic materială. El vine din burtă, de acolo, din lumină, și le pun o picătură, două, trei, cinci, cât pot e acolo de ormus. Și eu știu că nu moare. Pentru că sunt critice primele jumătate de oră, eu știu, dacă mai e și mai frig, tremură. Unul din ei, că au fost doi. Unul din ei cam dădea capul pe spate așa, îi venea să se ducă în Valhalla, pe lumea elaltă. Și m-am dus repede, că eu i-am lăsat și după aia am văzut eu că nu prea e ok. Uitându-mă de la distanță, am văzut că tremură și că am mișcat de capul și zic, ia să mă duc înapoi. Și l-am încălzit cu mâinile, deja am experiență, și am mai dat ormus încă o dată. Oricum le-am dat. Cum i-am găsit, le-am dat. Pentru că ormus poate fi folosit și pentru întărirea animalelor. Eventual se pune în apa lor. Cam 2 ml la 1 litru. Pentru el e suficient. Apa se va energiza toată. Dacă sunt situații de urgență, direct, cum am făcut eu cu miei sau cu câte o oaie care, sau câine, orice ar fi, care are probleme, îi dau. Am avut un pisoi care i-a rupt piciorul. A căzut de pe masă și a rupt piciorul din bazin. Și atunci iar am văzut ce înseamnă ormus. Și am părea rău de el și i-am pus cârnați pe jos, i-am pus carne, i-am pus lapte. Acolo unde se că țipa de durere. Nimic nu s-a atins de niciun de ăla de liciu. Și zic, hai să-i pun și ormus. Am pus o baltă de ormus. Așa o. Și a lins-o pe toată. Deci, durere, nedurere, aia s-a dus cu nasul, ce-o fi ieșit din ea, ce-a văzut pisica, nu știu. Dar toată a lins-o. Și eu am știut că atunci el se va face bine, bine, l-am dus la doctor, a stat pe acolo vreo 3 zile, că
Fractura de bazin e problemă că se constipă și mor de constipație, nu de altceva. Da, a decurs foarte bine după aia, mai da, tornul e ok. Nu mai ok, că a dispărut. Era bătrân, avea vreo 10 ani și nu s-a mai întors dintr-o pisicăreală de asta de-a lor. Chiar trebuie să caut un nou pisic, dar acum încep pisicii să apară și vrea un pisic. Cine îmi dă un pisic, va fi foarte fericit copiii mei. Un motănel aș vrea, să nu mai trebuie să castrez, să nu mai trebuie să mai... Și aș băga din nou un motănel pe aici. Și o să găsesc eu că e ok, găsești, găsești. De multe ori oamenii au și n-au, nu știu ce să facă ei, cum au avut și o pui de câini. Uite, dintre prietenii noștri care sunt pe acolo, pe la aproape de tine, aproape de Vâlcea, cei care au pisici, O, pisicuțe un pisic, dacă mă trezesc cu 10 da. pisici, n-am ce face. Și vor să doneze, Dragoș are nevoie și cu siguranță va nimeri bine pentru că el iubește animalele și va avea grijă de el. Păi Da. normal că avem nevoie, nu ne e complet aici formația. Avem șoarici, în aici ce să faci, mai sunt și șoarici, și mai stârpesc, da. Trebuie să ai câine, pisică, cățel și purcel. Așa este, așa este. A zburat timpul, pur și simplu o emisiune atât de interesantă. Vreau să ne spui o rugăciune care să fie așa pentru vremurile astea pe care le trăim. Uite așa. Deci îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute. Cum am spus mai devreme. Doamne, miluiește-mă. E, uite că aici s-a deschis. E psaltirea, e psalmul 56. Hai să vedem. Aici sunt mesaje, să știți. Și nu e nimic întâmplător. Dacă mesajul ăsta e acum, o să ne regăsim. Deci, ia să vedem. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, căci pe tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui, până ce va trece fără de lege. Striga voi către Dumnezeu cel prea înalt, Dumnezeu care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila sa și adevărul său. Și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puiilor de lei. Adormit am tulburat. Fii oamenilor, dinților sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită. Înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta. Curse au gătit sub picioarele mele și au împilat sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și eu căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda slava mea. Deșteaptă-te, slava mea. Deșteaptă-te, psaltire și alăută. Deșteaptă-mă, deștepta-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava. Înalță-se peste cerul Dumnezeule sau înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta. Amin. Da, cei care doresc să-și achiziționeze Ormus, cei care doresc să ia legătura cu tine pentru terapie, 0725 168 758, da? Și Da, 6875 e al meu personal. Chiar eu mă gândeam la ceva astăzi ca să completez și eu la anunțul ăsta ceva. Astăzi m-a sunat cineva, adică am sunat eu. da. Am văzut că vrea niște ormuș și domne, noi consumăm de mult ormuș. Ia să vă uitați acolo, să vedeți de când. Și n-am primit și noi niciodată ceva. Și uite, chiar mi-a părut rău așa, zic, uite, doamne, vă pun eu, ați vorbit cu mine, un cadou. Așa, că mulțumim. Și nu că nu suntem obraznici, zice, dar chiar suntem de foarte mult și copiii noștri și de mult am avut probleme cu copilul și am rămas așa. Și cu ocazia asta le spun celor care știu de urmă, care au mai luat de la mine, că sunt de 10 ani, sau cel puțin, readuceți-vă aminte, sunați-mă și spuneți-mi că ați fost, sunteți clienți vechi și eu vă voi pune la fiecare în parte un cadou. Din partea mea, adică practic o mostră de lichid și un praf aur. Aur dacilar. Dacă îmi spuneți acest cod promoțional, să zicem așa, adică mi-aduceți aminte că suntem de mulți. Pentru că eu, dacă stau să mă gândesc, mii de persoane au luat ormuz de la mine. Și printre ei, probabil că sunteți și voi, deci aici sunt tot mii de persoane care se uită,
Și dacă vreți să-mi aduceți aminte de când ne cunoaștem, eu vă voi face o surpriză și eu. Dar, dumneavoastră, cum i-am făcut doamnei de azi, m-am simțit bine. Da, îți mulțumesc foarte dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Vă aduc aminte că nu numai Ormus puteți comanda de la Dragoș, puteți comanda și cartea despre Ormus, care Da. este chiar un ghid de cunoaștere și de sănătate, ar trebui să-l aveți. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Vă las cu filmulețul, nu închideți, pentru că veți primi informații care cu siguranță vă vor fi de folos. Încă o dată mulțumesc tare mult, Dragoș, o seară frumoasă! Mulțumesc și eu. Tuturor la fel, seară frumoasă. Aurul a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri ca un metal prețios. În forma lui monoatomică însă, el devine prețios și pentru sănătatea trupului, sufletului și spiritului nostru. Astăzi, acest elixir, că este un elixir, îl numim Ormus. Însă, în decursul timpului a fost cunoscut sub mai multe denumiri. Poate cea mai cunoscută dintre ele este mana, denumirea de mana pe care o știm din Biblie. Și mai recent, în Evul Mediu, el a fost numit piatra filozofală. Dacă doriți mai multe informații despre acest subiect, aveți această carte, Ormus, pe care o găsiți pe site-ul nostru www.aurudacilor.com. Acest elixir numit Ormus este un bun remediu pentru reducerea durerilor articulare și gută. În același timp, va reda tonusul muscular. Fibra musculară se va simți bine. Reglează funcția pancreasului, odată cu ea reglează glicemia, și în același timp va regla și digestia, adică funcția pancreasului pentru digestie, enzimele pancreatice. El întărește și regenerează sistemul osos, va lucra deci sinergic în tot corpul, holistic de fapt, în toate aspectele ființei noastre umane, spirit, trup și suflet. Dar ne referim acum la trup, va regenera și va regla funcția sistemului reproductiv. Iar în ceea ce privește psihicul nostru, va elimina oboseala și depresia, și va regla somnul, va readuce starea de bine și pofta de viață și va elimina anxietatea și frica. Va îmbunătăți imunitatea, acționând asupra glandei timus, glanda inimii. Și odată cu această influență asupra glandei timus, vom avea și o inimă mai relaxată, mușchii inimii se vor relaxa, calitatea sângelui va crește și deci sistemul circulator va fi mult sprijinit și regenerat în ansamblu, dar mai ales vor fi ajutate vasele de sânge, Ormus, sau aurul monoatomic. Acest elixir, care l-am aici în mână, este o formă de soluție, se iau doar 2 ml pe zi. Va ajuta mult venele și arterele, elasticizarea lor. Sistemul endocrin va beneficia și el de acțiunea acestui elixir, acțiunea elementelor monoatomice, pentru că ele, elementele monoatomice, sunt parte componentă a glandelor noastre. Aurul monoatomic, împreună cu celelalte elemente monoatomice, vor face acest reglaj al glandelor corpului nostru. De exemplu, glanda epifiză sau pineala. Toată lumea a auzit de ea, are formă de pin și ține legătura cu Universul, cu adaptările noastre genetice la schimbările prin care trecem. Dar în același timp are o funcție foarte importantă. Produce melatonină și deci aduce somnul și relaxarea. Glanda pituitară sau hipofiza, care este în spatele ochilor, are rolul de a produce serotonină, care este hormonul bucuriei și fericirii. Și avem glanda timus, despre care mai vorbim mai devreme, care înconjoară inima și care are un rol foarte important în producerea hormonului iubirii, oxitocina, și cea de-a doua funcție, produce limfocitele T, deci susține sistemul imunitar. Luate pe rând, elementele monatomice vor ajuta toate celelalte glandele, tiroida și paratiroidele, le avem aici, care reglează echilibrul calciului în corpul nostru. Pancreasul, știm foarte bine ce face pancreasul, suprarenalele, voința, puterea și dopamina și adrenalina. Și mai avem glandele reproducătoare, care nu sunt folosite doar pentru a ne reproduce, nu le folosim. Au alte funcții, au și alte funcții în viața noastră. Ca urmare, elementele monatomice, ormusul acesta despre care vorbim, acest elixir, va ajuta sistemul energetic, respectiv fiecare ceacră în parte, deoarece ajută glandele. Glandele au corespondent în lumea energetică, în lumea astrală, în lumea nevăzută, ceacrele. De aceste ceacre depinde foarte mult starea noastră emoțională. Subiectul pe care îl vom dezvolta poate
în cadrul cursurilor pe care le fac. Despre ele veți putea afla tot pe site-ul www.aurodacilor.com. Deci în forma lui monatomic, aur, iridiu, rodiu, platina, paladiu, ruteniu, argintul, cupru și așa mai departe, refac de fapt lumina pierdută a aurei noastre energetice. Pentru că mai întâi avem o problemă la nivel energetic, de întuneric în aură și apoi la nivelul fizic. În concluzie, Ormus, acest elixir merită, din punctul meu de vedere, să-l cunoașteți și să-l încercați. Vizitați site-ul nostru www.aurodacilor.com, unde veți găsi și cartea aceasta. Și dacă tot am amintit despre cursuri, ar fi bine să vorbim și despre sacroterapie. Cine dorește să afle mai multe detalii despre sacroterapie, acest tip de terapie deosebit, este invitat să acceseze www.aurodacilor.com sau să sune la numărul de telefon care îl vedeți afișat pe ecran. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns în acest aparat imunocub care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă, dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare. Anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular.